Care a fost cea mai ciudată solicitare pe care ai primit-o de la un client? Dar pe cea mai ciudată să-mi zici. Dar pe cea mai ciudată. Și să ne zici de ce e ciudată. Bine, dacă e ciudată, o înțelege de primul. Hai să o zic cum s-a întâmplat. Cererea e cam aceeași, dar venită la momente de timp foarte diferite și o să vedeți de ce. Povestește-ne. Da, mai acum vreo, să zicem, 10 ani de zile veneau cereri de la clienți și nu erau multe. La un moment dat, ziceam, v-ați vorbit între voi, adică cum? Și spuneau, vreau și un site ca EMAG. Ok, și noi nu înțelegeam, adică vrei un site care să aibă așa două design, culori, albastru și roșu, ca EMAG, sau vrei un site cu toate funcționalitățile din spate ale unei astfel de platforme complexe? Sau ca număr de produse? Sau? Da. Nu, ei se gândeau probabil doar la succesul pe care îl avea. Să nu facem prea mult de reclamă pentru EMAG, da? Succesul pe care l-avea EMAG și imaginau că dacă noi le facem un site copy-paste așa cu EMAG-ul, și ei de mâine vor vinde tot de milioane de euro pe lună. Da. Salutare, bine v-am regăsit la un nou episod din podcastul Întrebări Incomode din E-commerce. Astăzi l-am ca și invitat pe Marius Panait, managing partner la platforma de e-commerce TeamShare. Mulțumesc, Marius, că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc, Cristian, pentru invitație. Ce faceți? Cum sunteți? Suntem foarte bine după cei primii 2 ani de pandemie în care a fost o creștere cu o rată mult mai mare decât anii precedenți. Anul trecut lucrurile s-au mai calmat puțin, să zic așa, în sensul că rata de creștere a mai scăzut, dar piața de e-commerce se simte crește în continuare. Stagnare. Nu, crește. Asta e ce simțim noi. Da. Uh-huh. Okay. Puțin din perspectiva cererii de servicii. Acum, dacă vânzările o mai iau la vale câteodată, e o altă poveste. Sunt industrii care au crescut, industrii care au scăzut, industrii care au stagnat. Cert este că partea de e-commerce la noi în România este încă mică. Toate statisticile oficiale ne arată că oamenii cumpără foarte puțin online. Chiar zilele trecute avusese un interviu și o statistică interesantă, 45% dintre români cumpără online. Spre deosebire de alte țări nordice, unde 93% cumpără online, deci suntem departe, e mult loc de creștere, cel puțin industria asta. Bun, Marius, știi că de principiu rolul emisiunii sau în sine esența este să ne punem niște întrebări incomode. Noi de principiu înainte am încercat așa să setăm, așa să schițăm puțin câteva întrebări ca să fim totuși puțin pregătiți. Așa cum și ziceam, este foarte important să discutăm liber și să dăm cât mai mult din casă, din industrie și din experiențele pe care noi le avem. Bun, o să încep eu cu prima întrebare. Te rog. Care a fost cel mai complicat sau cel mai greu proiect pe care voi l-ați avut în ultimii ani sau de când existați în industrie și din ce nișă face parte? Sau dacă poți să ne dai mai multe detalii despre... Mai greu să definez nișa pentru că este un magazin online care vinde mai de toate. Okay. Și o să vezi de ce. Provocarea cea mai mare a fost că a început cu câteva zeci de mii de produse și până la finalizarea proiectului am aflat că trebuie să acomodăm aproximativ 1.000.000 de produse. Wow. Da. Și nu doar că a trebuit să facem un magazin online cu 1.000.000 de produse, a trebuit să facem și conexiuni cu cele 3 marketplace-uri EMAG din România, Bulgaria și Ungaria. Ok, acolo nu sunt chiar 1.000.000 de produse pe fiecare, dar sunt de ordinul câteva sute de mii pe fiecare în parte. Provocarea, evident că a fost una tehnică, pentru că, sigur, în baza noastră de date avem mult mai mult de 1.000.000 de produse, dar sunt splituite între sutele de clienți. Să construiești un magazin online care să reziste în fața traficului generat de clienți, generat de motoarele de căutare și să aibă 1.000.000 de pagini, nu a fost ceva simplu. A fost chiar o provocare tehnică și a trebuit să ne tunăm, să zic așa, platforma foarte mult, adică am investit foarte mult în, hai să zicem, în tehnologie, pentru că a fost cu totul diferit decât orice alt proiect anterior. Chiar mi-aduc aminte, atunci când am pornit noi firma, și făceam primele oferte, nimănui nu-i trecea prin cap să punem vreo limitare la numărul de produse. Când a venit primul client care avea 10.000 de produse, am zis, stai puțin că trebuie să facem o distinție la pricing. Și am făcut pachete până în 10.000, până în 20.000, până în 50.000 și la un moment dat a venit un client care avea vreo 100-150.000 și deja ni s-a părut foarte mult și după care a venit cel cu 1.000.000 de produse și atunci lucrurile s-au schimbat fundamental, adică tehnic vorbind e cu totul diferit platforma noastră de acum care suportă 1.000.000 de produse pe un site versus cea de acum. Deci, practic, proiectul a ajuns cu succes la final și... Proiectul este live, funcțional de câțiva ani de zile. Și duce platforma... Și duce 1.000.000 de produse. Partea cea mai interesantă este că în spatele acestui magazin online se întâmplă o mulțime de procese automate, care și RP, ele... VMS, probabil. RP, VMS, marketplace-urile, APP-urile. Nu e deocamdată multilanguage, e doar pe România, dar care toate mai consumă și ele resurse, hardware și software, din același pool de resurse și toate trebuie să funcționeze on time, pentru că dacă îi trimiți lui EMAG un update de stock la 4 ore distanță, că procesele stau într-o coadă, nu e ceea ce îți dorești. Da? Corect. Asta a fost, hai să zicem așa, proiectul de referință cu provocare tehnică foarte interesantă. Puține platforme, sau cel puțin din experiența mea, puține platforme care să ducă atât de multe produse. Știu că Magento este o platformă Magento Enterprise, cred. Da. Care poate să ducă o capacitate atât de mare de produse. În rest, foarte puține platforme din România. În două direcții au fost provocările cele mai mari. Una a fost legată de search engine, care trebuia să se miște rapid și să caute într-un milion de recorduri, milion și așa. Iar a doua provocare a fost cum faci un magazin online în care să se miște și rapid, ceea ce înseamnă, poate prea tehnic ce o să spun acum, că trebuie să existe un mecanism de caching care să țină în memoria serverului toate cele 1.000.000 de produse, cu structura lor de categorii, cu filtre, cu proprietățile, atributele produselor, cu totul, astfel încât orice utilizator care vine pe site, fie că este un utilizator uman sau un bot, să acceseze informația rapid, Google Page Speed să funcționeze în parametri, adică toate astea adunate chiar ne-au provocat. Ok. Mă așteptam să-mi zici un proiect complicat, dar mai complicat decât mă așteptam. Foarte tare. Chiar nu știam că aveți proiecte atât de mari. Asta înseamnă că... Următorul pas la acest proiect va fi să-i facem și o variantă într-una dintre celelalte două limbi, adică maghiară sau bulgară. Și am dezvoltat aici un mecanism de a traduce automat cu Google Translate API, cu varianta profesională pe banii lui Google. Și tot mecanismul va fi automatizat. Da? Adică îi se copiază clientului contentul din limba română în site-ul din limba maghiară și după care vine traducătorul și în fiecare noapte refreșează conținutul nou, astfel încât clientul, fără a-și dubla efortul, are deodată două magazine online atacând piețe diferite cu content adaptat țării respective. Ăsta e un trend care îl observ acum la... Cross-border este o tendință, în mod special la antreprenorii din România. De altfel, o tendință care vine mai târziu, pentru că noi în ultimii ani, odată cu pandemia, au venit foarte multe magazine online din străinătate, mult deosebit din Polonia și aici știi și tu, ai văzut și tu că sunt multe magazine. Și acum antreprenorii din România înțeleg și această tendință și pare că toată lumea se duce în direcția asta. Chiar și noi în agenție am avut foarte multe solicitări pe zona asta de cross-border marketing, adică magazine online din România care vor să iasă pe alte piețe internaționale, bineînțeles apropiate, Bulgaria, Ungaria și așa mai departe. Deci da, este o tendință și clar... Mulți dintre clienții noștri ne cer deja asta și am implementat proiecte și aici s-ar putea să am eu o întrebare pentru tine destul de provocatoare. Am observat două abordări în cerințele de la clienți. Una este să le construim câte un magazin online pe fiecare țară și din punct de vedere logistic și fiscal e cel mai simplu, că fiecare țară are o cotă de TVA, nu faci livrare decât în țara respectivă, n-ai probleme fiscale. Cu o bază de date comună. Sigur, în spate, da, e o bază de date comună. Mă rog, sunt cele mai multe țări europene, sigur, au aceeași monedă, dar mai întâlnim și Ungaria, Polonia, țările nordice, unde sunt diferențe, așa, unde sunt diferențe de cote de TVA. Deci asta e o abordare. Mecanismul nostru de automatizare aici e similar cu ce am povestit mai devreme, adică copiem contentul dintr-o limbă, să zicem, dintr-un site master română, după care îl traducem și clienții noștri doar vin și mai rafinează titlurile de produs în general. Restul contentului îl las așa tradus Cât ar dura, Marius? Spre exemplu, dacă sunt un client pe platforma TeamShare și vreau, spre exemplu, să trec pe o variantă de ungară, dau un exemplu, la ce timp ar trebui să mă aștept eu? În cât timp aș putea să lansez varianta într-o altă limbă așa? Din experiența voastră, o medie, că știu că fiecare proiect are particularitățile. O zi, două. Wow. Pentru că din acel moment sunt flow-uri automate, adică cel mai mult un client consumă în procesul de implementare a unui magazin online să-și pună contentul. Okay. Odată el pus în platformă, în limba română, import, de altfel. Da, sigur, în limba română, să clonăm magazinul online din limba română într-o altă limbă, după care să dăm drumul la mecanismul de traducere. Sunt doar niște procese care țin de noi, nu mai țin de client, adică nu mai implicăm pe el și toate sunt... Le-am automatizat maximul ce am putut. Foarte tare. Da. A doua abordare, sunt clienți care spun da, nu vreau câte un site în fiecare țară, mi-e greu să le administrez toate. Vreau unul singur pe .eu, să zicem, da? Și să fie multilingv. Pare mai logic cumva, din perspectiva end-userului, să spunem așa. Da? Mi-am selectat limba, văd în... Corect. Suedeză, cumpăr în euro, nicio problemă, dar apar provocările. Din perspectiva noastră, provocările sunt că am cote de TVA diferite în funcție de unde se face livrarea. Corect. Da? Da. Și cota de TVA ține de țara unde livrezi. Și a doua provocare, care e pentru tine și deja o prima întrebare care ți-o pun ție, cum faci optimizare SEO într-un site care are 7, 8, 10, câte limbi europene diferite sunt și în care te lupți într-o piață cu o concurență mult mai mare decât în România. Și o iei de la zero. Da? Asta e cel mai important. O iei de la zero, da. Varianta cea mai bună în cazul de față este clar să ai un domeniu .com sau .eu și să ai foldere pentru fiecare limbă în parte. E o variantă care te ajută în primul rând din perspectiva autorității domeniului, care vine pe un singur domeniu mamă, spre deosebire de destructurarea pe diferite domenii. Dacă vorbim despre 7 țări, fiecare cu .co.uk.pl și așa mai departe. Problema cea mai mare, sau hai să zicem provocarea, ca să nu vorbim despre problemă, că nu este neapărat o problemă, e o provocare, este că pleci de la zero. Asta înseamnă că trebuie să te lupți într-o piață concurențială destul de complexă, pentru că orice industrie și orice keyword și orice, nu știu, nișă are deja o competiție stabilizată, toată lumea luptă pentru a crește și în această, să zicem, plăcintă, vrei și tu să rupi o bucățică din ea. Se poate face SEO, noi deja facem SEO pentru clienții și ziceam puțin mai devreme că există tendința asta de cross-border marketing. Deja acoperim clienții care au plecat din România și s-au dus și pe alte țări, Bulgaria, Ungaria și așa mai departe. Provocarea cea mai mare este partea de link building, dar deja este acoperită componenta asta printr-o platformă pe care noi o folosim și rezolvăm și partea de conținut, deci totul este în regulă. Acum vorbim despre, în era AI, vorbim despre diferite componente de inteligență artificială care pot să traducă conținutul, să-l adapteze, să-l facă citibil sau, nu știu, descriptibil pentru motoarele de căutare, deci avem cam toate componentele. Singura provocare este ideea de a da timp procesului, pentru că așa cum ziceam și puțin mai devreme. Și bădele să înțelegi specificul fiecarei piețe. Și să înțelegi specificul fiecarei piețe. Este important de știut că, nu știu, dacă avem un magazin, și am văzut asta la clienți, că noi de principiu La mulți dintre clienții am încercat așa să le inducem o matrice, adică încercăm să avem un client, spre exemplu, unde are un proiect cu multe produse, exemplu tău, da? Vorbim despre sute de mii de produse, în campaniile de marketing are anumite, să zicem, blocaje pe componenta de creștere de număr de comenzi, bineînțeles păstrând profitabilitatea, și una dintre soluțiile pe care le-am găsit este defragmentarea acelui site cu sute de mii de produse în 2-3 site-uri mai nișate, cu rolul de a avea, să zicem, date mai apropiate de un tip de client specific și, bineînțeles, odată această destructurare a numărului de produse foarte mare în 3 site-uri, mai există și odată destructurarea pe diferite țări, deci, practic, dacă el a intrat acum pe 5 țări diferite, ori 3 site-uri diferite, are deja o matrice de 15 business-uri diferite. Dacă mai vorbim și despre, nu știu, 5-6 magazine fizice, deja vorbim despre o componentă destul de complicată, care, bineînțeles, în spate este susținută de VMS, ERP și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere... Ok, deci nu există o soluție universală. Nu există o soluție universală, da. În funcție de particularitățile clientului trebuie înțeles puțin specificul. Sunt situații și trebuie să înțelegem că, nu știu, fiecare țară are niște particularități. Spre exemplu, chiar citeam zile trecute niște statistici din Bulgaria care arată că 60% dintre bulgari au probleme în a-și plăti ratele la bănci. Este cumva o tendință pe care au observat-o și colegii mei din divizia de pay-per-click, care ne arată că în această țară, în această lună, în februarie și în ianuarie au fost probleme, deci toate campaniile de performance au mers mai slab în Bulgaria spre deosebire de celelalte țări. Fiecare țară are o particularitate, trebuie înțeleasă și trebuie adaptată, să zicem, la nivel. E foarte greu să... Bineînțeles, există niște bune practici, așa cum ziceam și la început, ideea de a avea un singur domeniu mamă, dar trebuie înțeles proiectul și văzut exact în ce moment este, dacă este într-un moment de maturitate, dacă este un proiect la început, că depinde și stadiul proiectului și aici de altfel foarte important. La ce costuri ar trebui, Marius, să se aștepte un antreprenor care vrea și el să-și facă mâine un magazin online cu 1.000.000 de produse? Estimat așa, o întrebare incomodă. Zi măcar un range, nu trebuie să-mi dai neapărat... Zi măcar un range, că știu că răspunsul poate să fie așa mai complex. Și depinde, ca de altfel. Și depinde, da. Nu știu dacă... Modelul nostru de pricing... Deși suntem o platformă, adică suntem o platformă software as a service, da? Da. Modelul de pricing este un setup fee și monthly fee. Setup fee-ul, sigur, depinde de elementele de customizare care trebuie să le realizăm pentru un magazin online, design, ERP-ul cu care m-am conectat, câte marketplace-uri o să am în spate conectate sau, eu știu, alte fluxuri operaționale care sunt altfel decât le-am gândit noi și trebuie adaptate. Dar ce e important este ce se întâmplă după aceea în lunar, da? Pentru că o companie software as a service trăiește și se hrănește din monthly fee-uri, nu din setup fee-uri. Aici ele depind foarte mult de, într-adevăr, de numărul de produse, adică asta e prima componentă, pentru că sigur, chiar dacă am 1.000.000 sau 100.000 de produse și sunt la început, serverele noastre tot muncesc să țină live acele produse, boții vin caching, și citesc caching. Adică chiar dacă eu am o comandă pe zi sau 100, serverele magazinează suficiente, sunt solicitate. Da? Și atunci asta e una dintre componentele care intră în calculul prețului, câte produse. Nu numărăm produs cu produs, evident, dar sunt acolo niște praguri. La un client de genul acesta am fost nevoiți chiar să-i facem un server separat doar pentru el, astfel încât să nu mai șeruiască resurse cu alți clienți. Și prețul e pe măsură. Bineînțeles, da. Vrei să spun și sume directe? Măcar un range așa. Măcar un range. Un range dăm ceva. Hai să zicem, pleacă de la 150 de euro pe lună. Un magazin online integrat cu ERP-ul și cu marketplace-ul și poate să ajungă la mii. Ok, bun. Care a fost cea mai ciudată solicitare pe care ai primit-o de la un client? Dar pe cea mai ciudată să-mi zici. și să ne zici de ce ești odată bine, dacă ești odată o înțelege de prima. Hai să o zic cum s-a întâmplat. Cererea e cam aceeași, dar venită la momente de timp foarte diferite și o să vedeți de ce. Povestește-ne continuu. Da, mai acum vreo, să zicem, 10 ani de zile veneau cereri de la clienți și nu erau multe. La un moment dat, ziceam, v-ați vorbit între voi, adică cum? Și spuneau, vreau și un site ca EMAG. Ok, și noi nu înțelegeam, adică vrei un site care să aibă așa două culori, albastru și roșu, ca EMAG, sau vrei un site cu toate funcționalitățile din spate ale unei astfel de platforme complexe. Sau ca număr de produse? Sau? Da, da, da. Nu, ei se gândeau doar, probabil, doar la succesul pe care îl avea. Să nu facem prea mult de reclamă pentru EMAG, da? Succesul pe care îl avea EMAG și imaginau că dacă noi le facem un site copy-paste așa cum e EMAG, și ei de mâine vor vinde tot de milioane de euro pe lună. Da, da. Acum cererea asta e mai ciudată pentru că vin la noi și spun vreau un market, nu doar ca EMAG, dar vreau să fie și marketplace din start. Și zic, și acum răspunsul nostru este, păi da, știi, mulți au încercat să mai facă marketplace-uri și din ce în ce mai des auzim asta în ultima perioadă. Totul mai vreau să fac un marketplace, iar piața noastră nu prea e atât de mare încât să suporte atât de multe marketplace-uri. Mulți au început și cu nume, îi știm, au început, au lăsat-o mai moale, au revenit la... Unii au picat, au revenit la proiectul lor inițial de pur și simplu magazin online, nu neapărat marketplace. Da? Ce probabil vor ei clienții prin cerințele astea, ce vreau să ne transmită, dar nu cumva, și cumva nu înțelegeau asta, și anume faptul că nu cum arată e important. Ok, e important, există acolo un anumit procent, dar succesul unui magazin online eu cred că e dat mai degrabă de ce se întâmplă în spatele lui și nu se vede. Poți să dai un exemplu? Procesele. Ok. Da? Automatizarea proceselor. Da? Mi-aduc aminte când a început pandemia, în primele 2-3 luni atunci, cred că vorbeam la telefon cu clienți de-ai noștri și cu potențial clienți, consumam cam 2-3 baterii într-o zi. Pentru că toată lumea vrea să înțeleagă cum poate, cu aceiași oameni care îi aveau, care mai stăteau și se schimbaseră și modul de lucru, cum poți să administrezi de la 100 comenzi pe zi, 300 pe zi. Că unii dintre ei așa au evoluat atunci. Corect, da. Și lucrul ăsta nu s-a putut decât cu procese optimizate, automatizate. Și asta am făcut atunci. Stăteam și discutam cu ei și găseam soluțiile optime. Procesele diferă de la client la client? Sau ai reușit să ai o standardizare? Avem mai multe standarde, să zic așa. Adică mai multe tipologii de procese. Depinde, de exemplu, logistica e internă sau externalizată la o firmă de fulfillment. Dacă e internalizată, adică au ei propriul depozit și de acolo mai apar 2-3 variante în funcție de modul lor de lucru în intern, cu VMS-ul, cu depozitul, cum se întâmplă lucrul între rafturi și așa mai departe. Și noi am implementat 2-3-4 variante ale aceluiași proces din spate. Da? Și fiecăruia a trebuit una dintre variante care se apropie cel mai mult. Discutăm cu el care îi se potrivește cel mai mult și pornim pe direcția respectivă și încercăm să-l convingem că trebuie să schimbe puțin din modul de lucru, să se adapteze puțin, că nu există o soluție perfectă care să-i facă tot. Da? Și atunci e mai bine să te folosești de experiența altora și experiența altora cumva se acumula la mine, pentru că vorbeam cu toate situațiile posibile și cumva am agregat toate aceste cerințe și le-am formalizat, să zicem, în 3 sau 4 soluții. Și asta a fost cumva atunci și challenge-ul să-i convine să facă switch foarte rapid de la un mod de lucru la ceva nou, dar care eu știam foarte bine că funcționează. Ai recomanda unui client care are, nu știu, 50 de comenzi pe zi să lucreze, să aibă resurse alocate pe zona asta de optimizare de procese sau după ce număr de comenzi tu crezi că ar trebui să lucrezi aici? Da, cred Cred că pe aici undeva, 50-60 e un moment. De ce? Pentru că fără automatizări, cam asta e maximul ce poate să proceseze un om într-o zi. Unul care se mișcă mai repede cu tastatura poate să facă 70 sau 80. Dar aici e range-ul. 50, 60, 70 de comenzi, o persoană fără automatizări. Din momentul ăsta nu mai poți fără. Da? Nu, business nu mai are unde să crească. Ce faci? Angajezi 2 oameni care procesează comenzi și facturi, angajezi 3, nu mai câștigi. Corect. Marja se duce... Da. Atunci intervin procesele și nu poți să ai un magazin online de succes dacă nu ai automatizările astea în spate. Ok. Aruncă către mine o întrebare complicată, complexă. Cât e de predictibil procesul de SEO? Adică Puțin predictibil. În marea majoritate a cazurilor vorbim despre estimări. Așa e corect și orice proiect. Și dacă vorbim, spre exemplu, despre un proiect de performance, nu știu, campanii de Google Ads, campanii de Facebook Ads, vorbim de puțină predictibilitate, asta pentru că suntem sub incidența unui algoritm. Același lucru se întâmplă și la Google Ads și la Facebook și așa mai departe și pe TikTok, care de altfel și TikTok are un algoritm al naibii de grozav. Deci suntem sub incidența algoritmelor care sunt instabili. Avem cele mai recente exemple, ChatGPT-ul sau, nu știu, alte tipuri de software de tip AI care vin cu diferite problemuțe, ca să zic așa. Bineînțeles, raportul dintre lucrurile bune și mai puțin bune este clar în favoarea lucrurilor pozitive pe care le aduce această tehnologie, dar vorbim despre un algoritm care nu este tot timpul perfect, tinde să devină perfectibil și atunci clar nu poți să ai predictibilitate 100%. Estimezi în baza unor date din trecut, adică spre exemplu în baza unor indici de sezonalitate poți să ai niște estimări foarte apropiate de realitate, spre exemplu ce facem noi să încercăm să dăm mai multă predictibilitate rezultatelor este, în primul rând, să ne uităm la datele din trecut, dacă există date din trecut, că sunt și magazine online mici care nu au date. Da? Dacă nu ai date, ne folosim de datele pe care Google le pune la dispoziție. Spre exemplu, știm volumele de căutare pe toate cuvintele cheie din industria lui, știm, putem să aflăm rapid indexul de sezonalitate pe fiecare lună, știm o tendință de creștere a e-commerce-ului în România de minim 10% în fiecare an și, bineînțeles, în baza unei tendințe de progres. Bineînțeles, poate să existe un progres mai rapid, mai lent, că și aici, de principiu, există 3 scenarii pesimiste, optimiste și conservatoare, adăugând și indexând cu acești indici de creștere de e-commerce, de sezonalitate și, bineînțeles, cu un indici de progres, poți să faci ca un proiect să aibă mai multă predictibilitate. Depinde foarte mult de industrie, pentru că, exact cum ai zis și tu, sunt antreprenori care vin și se aruncă direct la cel mai mare os, ca să zic așa, deși să știi că în ultima perioadă am văzut o tendință a multora în ideea de a se nișa. Am văzut foarte multe, nu știu, magazine care vindeau doar televizoare sau magazine care vând doar hrană pentru câini premium și așa mai departe. Adică pare că este o tendință de a găsi o nișă și de a rămâne acolo cu un volum poate mai mic de comenzi și o valoare mai mică, dar cu mai multe șanse de a câștiga, pentru că, știi cum e, dacă te duci într-o industrie foarte competitivă, ai cel mai mare inamic timpul, pentru că ai nevoie de timp. Și știm cu toții că SEO este un proces care necesită foarte mult timp și atunci, dacă ai o nișă mai mică, șansele să se întâmple lucrurile mai repede sunt mai mari. Ok, și în condițiile astea în care sunt, din punctul meu de vedere, eu așa văd, sunt prea mulți parametri pe care nu-i puteți controla. Corect. Sigur, aveți unii care îi puteți controla, știți ce aveți de făcut, aveți un plan, dar sunt mulți care nu sunt sub controlul vostru. Corect. Cum îți stabilești sau cum arată o discuție cu clientul care zice vreau niște indicatori, adică, dom'le, peste 6 luni să se întâmple ceva, peste alte 6 să mai întâmple ceva, cum arată discuția asta cu clientul? Foarte bună întrebarea și îmi place întrebarea. Am avut foarte multe discuții cu foarte mulți antreprenori și concluzia la care am ajuns este că fiecare își dorește metrici diferiți. Adică pentru fiecare performanță înseamnă total ceva diferit. Am avut, spre exemplu, un client care avea indicatori de performanță de tip vanity, noi așa-i numim, vanity metrics, practic metrici de vanitate. Își dorea trafic, nu conta de unde trafic să fie, bineînțeles bineînțeles, pentru a atinge așa ceva, soluția e destul de simplă. Nu știu, probabil atragi trafic pe cuvinte cheie informaționale care sunt mai puțin competitive și poți să rezolvi această nevoie de performanță a clientului. Am avut o altă și de altfel o solicitare ciudată. Vreau să îmbunătățesc, sau supărarea era, frustrarea era că pe măsură ce traficul organic a crescut pe site, rata de conversie a început să scadă și una dintre probleme era că se dorea optimizarea ratei de conversie din traficul organic. De altfel, un metric de performanță sau ideea de performanță în această situație. Deci, în prima fază încercăm să înțelegem ce își dorește clientul. Își dorește indicatori de performanță de vanitate, își dorește indicatori de performanță indicator de progres de performanță, dau un exemplu, nu știu, creșterea vânzărilor sau creșterea numărului de lead-uri sau creșterea revenue sau creșterea ratei de conversie, după care ne punem întrebarea și mergem în două direcții. Ok, să zicem că avem un proiect și vrei să începi un proiect, zi-ne dacă ai niște așteptări și care sunt așteptările tale, în cât timp vrei să ajungi și unde, e foarte important, sau dacă, spre exemplu, nu ai așteptări, ne lași pe noi să zicem ce am putea să facem, dar în baza unui buget. Adică cumva există două direcții, ne dai obiectivul și în baza obiectivului noi îți dăm un buget pe care îl estimăm, facem o planificare de proiect și încercăm cumva să distribuim corect acțiunile și resursele în diferite categorii de acțiuni, sau varianta cealaltă în care clientul zice ok, ăsta e obiectivul meu, ce trebuie să facem ca să ajungem acolo, facem o planificare și la sfârșit ne dăm seama că avem nevoie de X, nu știu, un X fii ca să ajungem, nu știu, pe una de zile la acel proiect. Bineînțeles cu niște estimări care ele pot fi influențate de X factori. Nu știu dacă ai văzut, în ianuarie a fost licuit, ca să zic așa între ghilimele, algoritmul de la Yandex. Yandex fiind motorul de căutare al rușilor, care seamănă puțin cu algoritmul Google, asta pentru că, nu știu, sunt o parte dintre ingineri furați de acolo și partea pozitivă sau unul dintre cele mai bune lucruri care s-au întâmplat este că am văzut așa în primul rând cum arată un ecosistem de algoritmic, în ideea în care erau peste 1900 de factori de clasare. Asta ca să, nu știu, demistificăm diferiți clienți care zic ok, vreau să facem doar link building. Băi, link building înseamnă o componentă mică, poate contează într-o proporție de 1% dintr-un întreg algoritm, da? Într-un întreg ecosistem. Peste 1900 de factori de clasare la Yandex. Probabil era și o variantă veche de algoritm, pentru că nu era probabil foarte nouă. Probabil Bing-ul, vorbim de mult mai mulți factori de clasare, și Google probabil și mai mulți. Da, nu știu, poate 3.000-4.000 factori de clasare, care de altfel ei sunt și nișați așa, pentru că există diferite tipuri de query-uri, query-uri locale, query-uri sau cuvinte cheie localizate, cuvinte cheie din industrie medicale și așa mai departe. Și există niște componente speciale pentru aceste tipuri de cuvinte cheie. Deci vorbim despre o complexitate foarte mare și este foarte greu să ai o predictibilitate. Pentru că nu-l controlezi și mai este încă o problemă, nu cunoști toți factorii de clasare, nu știi în ce proporție te afectează pozitiv sau negativ. Bineînțeles, există o notă experiențială, pentru că noi în agenție, făcând o sumedenie de lucruri, ai o fundamente, anumite lucruri experiențiale care pot influența pozitiv progresul, dar sunt și multe pe care nu le poți influența. Ați avut de la clienți și niște cereri nerealiste, complet? Cred că am avut, nu că multe solicitări, foarte multe solicitări nerealiste. Cred că 8 din 10 solicitări sunt câteodată nerealiste și când zic nerealiste, sunt nerealiste fie din prisma potențialului pe care poate să-l aibă proiectul, fie din prisma faptului că își dorește să se întâmple lucrurile foarte repede. Da? Adică vorbim odată de buget și de timp. Două lucruri care sunt la bază, bugetul și timpul. Noi, în marea majoritate a cazurilor, încercăm să facem la început, în primă fază, ca să explicăm clientului ideea de timp și de buget, ne uităm la metrici, facem o analiză a competitorilor ca să evidențiem gap-ul dintre el și competitor, că e foarte important, și în baza analizei ne uităm la 2 metrici de la competiție. De principiu ne uităm la numărul de pagini generatoare de trafic și la cantitatea de trafic pe care o generează acele pagini. Și atunci zicem clientul, uite, să zicem tu ai site-ul ăsta, ai, nu știu, 500 de pagini generatoare de trafic organic, îți aduce 10.000 de vizite, deci competiția ta este la 5.000 de pagini generatoare de trafic, unice, da, distincte, și are probabil 500.000. Cam asta e diferența pe metricii respectivi, ca idee, gândește-te că vrei să ajungi într-un an de zile la el, în 12 luni, și atunci din start pe fiecare lună ar trebui să ai în vedere să, nu știu, să elimini gap-ul ăla. Și când ajungi în discuții de genul ăsta, toată lumea înțelege că este de muncă, că este un proiect, că trebuie lucrat intens. Cum arată, Marius, un proiect pe care l-ai refuzat? Dacă mă întrebai acum 10 ani, spuneam că nu există așa ceva. Dar am învățat. Okay. Dar am învățat. Deci au fost. Da, da, da. Fiind o platformă software as a service, scopul nostru este de a o dezvolta continuu platforma noastră, da? Și de a fi capabil să emulăm cât mai multe cerințe care pentru client par specifice, par customizate, dar pentru noi ar putea să fie doar un caz particular într-un flow care noi l-am gândit deja și să fie doar parametrizat, adică diferența între un client și celălalt să fie 9.900 de parametri, 30 de parametri. Da? Da. Dar evident vin clienți care vor lucruri mult prea diferite decât am întâlnit noi până acum și încercăm să facem o analiză cu ei de ce își doresc lucrurile atât de complicat. De cele mai multe ori răspunsul este pentru că ei vin cu o gândire din offline, da, care vor să o aplice motamo în online. Iar asta nu funcționează tot timpul. Correct. Și aici încercăm noi să intervenim și să le explicăm cu experiența noastră de 23 de ani facem anul ăsta. Mulțumesc. Mulțumesc, să le explicăm că e diferit. Modul în care gândesc clienții în online e diferit decât modul în care se întâmplă vânzarea în offline, cu agentul pe teren, care mai poate să mai negocieze, o glumiță, mai dă el acolo 2% pentru nu știu. Corect, corect, corect. Aici lucrurile trebuie puse în niște formule. Pot să fie 2 formule sau pot să fie 20. Da? Să încadrez clienții, să-i grupez pe niște reguli, dar toți clienții dintr-un anumit grup trebuie să urmeze același flow. Unitar. Unitar. Altfel, îmi complic viața, îmi complic procesul de a administra magazin online. Corect. Eu aici vorbesc și din perspectiva că noi avem multe proiecte de magazin online business to business, doar business to consumer, iar cele mai interesante sunt combinația între ele. Okay. Și aici o să am eu o întrebare pentru tine legată de SEO pentru o astfel de magazine, în care lucrurile la business to business se întâmplă evident diferit de business to consumer și la care trebuie să fim foarte atent cât efort depun să administrez, să fac promoții, să fac campanii pentru clienții business to business. Da? Oameni, procese, development. Oameni, procese și orice, tot timpul trebuie să, adică clienții noștri au tot timpul grijă la conflictul între canale, adică nu pot să fac B2B și B2C. Orice la B2B, că se va vedea în B2C. Nu pot să fac promoții oricât de mari în B2C, corect, pentru că o să-mi supere vânzătorii, distribuitorii mei. Da? Corect, și atunci, asta spun, în online e foarte simplu să afli prețurile. Da. Da? Da. În offline e mai complicat. Trebuie să trimiți un om pe mystery teren, shopping, mystery shopping, sau apelezi la o firmă la care plătești mulți bani ca să-ți dea informațiile de preț. E mai complicat acolo. Da? Da, da. Nu-și permite oricine să facă asta. În online te duci pe Google sau pe comparatoarele de prețuri și imediat afli. Da, da? Da. Încercăm să le dăm din experiența noastră și să-i convingem că trebuie să meargă pe niște canoane, pentru că ele înglobează experiența multor alte zeci de clienți de-ai noștri care fac asta de ani de zile. Da? Ok. Ce întrebare? Întrebarea era, avem mulți clienți de-ai noștri care au magazinele 2 într-un, adică B2C și B2B. Da? Pe același domeniu? Pe același domeniu. Okay. Da? În funcție de userul care s-a logat în site, eu știu dacă el e consumator, adică dacă e nelogat, e clar, e consumator, vede prețul de listă, dacă s-a logat și e un consumator care revine în site, iarăși știu și arăt prețul de listă, altfel e un distribuitor și vede alte prețuri. Da? Okay. Dar din punct de vedere al campaniilor SEO și PPC, lucrurile încep să se complice, pentru că corect. Google vede acele comenzi B2B că... Poate sunt foarte mari. Poate sunt foarte mari, sunt atipice, unele au foarte multe produse, unele au valori mari și cred că influențează anumiți indicatori, pentru că mulți dintre clienții noștri ne cer acum să splităm și să rămână site-ul de B2C separat. E cea mai bună variantă asta. Da? Și da. Site-ul de B2 înseamnă că mi-ai răspuns deja la întrebare. Da, e cea mai bună variantă asta. Dar pentru că, gândește-te, uite, avem un exemplu și cred că sigur ai un exemplu din industria asta de băuturi alcoolice care are două site-uri diferite, o dată B2C-ul și o dată B2B-ul. De principiu, este clar nevoie să existe două domenii diferite pentru că vorbim despre două categorii de cuvinte cheie total diferite. Să nu uităm că algoritmii atât de la Google cât și Google Organic și Google Ads și Facebook nu poate să se logheze, nu are capacitatea de a-și face cont și de a se loga, adică el nu poate să emuleze și noi în sine nu ne bazăm pe ceea ce se întâmplă după logare, da? Acolo vorbim despre o politică de prețuri și este altceva, o politică comercială. Exemple, ca să continui și să explic aplicat, gândește-te că acest tip de client cu cele două site-uri targetează odată cuvintele cheie specifice industriei B2C, nu știu, vinuri, whisky și așa mai departe și mai are un al doilea site pentru distribuție și acolo se targetează toată plaja de cuvinte cheie care conține distribuție whisky, distribuție bere, furnizor bere, nu știu, tot felul de grupe de cuvinte cheie care sunt foarte nișate, cu volume mici, dar sunt foarte relevante, foarte reprezentative. Cine caută în Google distribuitor whisky România, e clar că, nu știu, poate vorbim despre un restaurant sau poate cine știe, o persoană care sau o persoană juridică care face cursuri de barman, I don't know. Și atunci e clar că ele sunt foarte, foarte specifice și trebuie să le ai defragmentate în ideea în care te ajută în campanii. De altfel, dacă folosești în mod deosebit în campaniile plătite, dacă ai anomalii în conturile de Google Analytics, Google Ads și vezi niște valori din alea de 1.000.000 de lei, știi, să dau peste cap indicatorii de performanță pe care Google îi magazinează pe comenzile B2C, unde comenzile B2C, nu știu, poate și cineva 2 sticle de whisky, știi? Și atunci e clar că algoritmul învață că tu ai 2 poli și diferența dintre cei 2 poli este foarte mare și atunci clar este o soluție din punct de vedere al marketingului pozitivă, potrivită, să le fragmentezi. Acum depinde și de situație, pentru că marketing într-un business nu înseamnă, dar nu e cea mai importantă, există și, nu știu, ERP-ul, VMS-ul, există și platforma, trebuie să existe o simbioză între toate și să încerci să mulțumești din fiecare câte puțin, că așa funcționează. Am văzut multe situații în care, nu știu, cineva a gândit platforma doar din punct de vedere SEO și marketing, sau Google Ads, Facebook Ads, și când a ajuns la partea de ERP și de VMS și-a pus mâna în cap. Am avut situații în care, cine știe, alții au plecat din perspectiva de ERP și VMS și după aia au ajuns cu probleme marketing. Deci trebuie cumva să existe un echilibru, nu există o simbioză perfectă între toate, sunt avantaje-dezavantaje. La un moment dat se întâmplă să stai mai bine, nu știu, pe infrastructură, ERP și VMS și mai puțin bine în zona de marketing sau viceversa, funcție de situație. Ok, deci am putea concluziona că nu există, încă o dată, nu există o soluție și există soluții care trebuie adaptate. Trebuie adaptate, da. Ceea ce, de altfel, cred că zici și tuturor clienților și noi, de altfel, zicem tuturor clienților că trebuie să luăm în calcul că nu există. Mereu primesc întrebarea, care e cea mai bună platformă de e-commerce? Nu există cea mai bună platformă de e-commerce. E ca și când ai zice care e cea mai bună mașină. Care e cea mai bună? Nu există cea mai bună mașină. Sunt o groază de mașini bune, altele fiabile, altele care consumă puțin, altele care poate sunt super confortabile. Fiecare vine cu ceva în plus pe care altă mașină nu are. E aceeași situație și aici. Dacă greșesc, te rog, corectează-mă, că tu ești de partea baricadei și tu înțelegi mult mai bine industria decât mine, pentru că ești fix acolo. E foarte complicat să zicem, nu știu, e ca și când ai ce care e cea mai bună agenție de marketing sau... Nu există cea mai bună agenție de marketing. De-aia nici nu avem voie să folosim acest termen marketing, nu știu, cea mai bună agenție, cea mai bună bere. Carlsberg, de altfel, a găsit cel mai bun slogan ca să păstreze totuși această componentă în zona de marketing. Dacă ar exista cea mai bună, ar fi singura. Ar fi singura, exact. Dacă ar exista, vorba corect, așa este. Marius, mulțumesc foarte mult pentru timp. Sper că a fost utilă pentru cei care se uită la noi acest podcast. Ai vrea să mai zici ceva în încheiere? Nu, îți mulțumesc foarte mult și ne mai vedem, nu? Bineînțeles că ne mai vedem. Da, mulțumesc, Marius. Cu plăcere și eu mulțumesc.